să se calculeze 1 supra 1 plus 2i plus 1 supra 1 minus 2i. Problema este deosebit de simplă și anume, avem deci 1 supra 1 plus 2i plus 1 supra 1 minus 2i. Aici problema se poate face în mai multe feluri, fie aducem la același numitor expresia, fie amplificăm fiecare fracție cu conjugatul numitorului. De ce? Pentru că ne vom folosi de faptul că un număr z, ori conjugatul său, este modul din z la pătrat, deci care este un număr real. Prin urmare, haideți de exemplu să aducem la același numitor. Amplificăm prima fracție cu 1 minus 2i, a doua fracție cu 1 plus 2i și egal cu 1 minus 2i plus 1 plus 2i supra 1 plus 2i pe lângă 1 minus 2i egal, 2i se reduc și obținem 2 supra, jos la numitor se observă că avem o sumă, un produs de sumă prin diferență, deci egal cu 1 minus 4i pătrat egal cu 2 supra, 1 minus 4 ori, dar i pătrat știm că este minus 1, deci egal cu 2 supra 1 plus 4 egal cu 2 supra 5.